De la începutul acestei săptămâni am intrat în postul Crăciunului. Tot de atunci a demarat și o campanie de donare de sânge. Campania a fost inițiată de Centrul Județean de Transfuzie Sanguină, Hunedoara Deva, și este sugestiv intitulată Donarea de sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun. Am demarat de luni o campanie de donare pentru că avem foarte mare nevoie de sânge și produse de sânge. Solicitările spitalelor au devenit din ce în ce mai complexe și abia facem față, uneori chiar nu facem față și punem pacienții pe lista de așteptare. Campania noastră de donare coincide cu începerea postului de Crăciun, în care să începem acest post cu fapte de bunătate, de bucurie, de generozitate, de ajutorare aproapelui. Se numește Donarea de sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun. Campania a fost demarată ca urmare a cererii masive de trombocite pentru tratarea bolnavilor cu afecțiuni oncologice și hematologice, dar și a pacienților cu COVID-19. Ne adresăm tuturor cetățenilor din orașul nostru, din județul nostru, ne adresăm celor care în acest post de lumină și bucurie să se gândească puțin și la semenii celor lor în suferință, care sunt în spitale și așteaptă aceste picături de sânge salvatoare de viață. Cererile noastre au crescut pentru că și complexitatea cazurilor este din ce în ce mai mare. Avem foarte multe cereri de trombocite, de concentrat trombocitar, pentru pacienții de oncologie, de hematologie și mai nou de pacienții cu COVID. Pentru că alături de terapiile pe care le aplică cei din spital, acești pacienți fac și o scădere a numărului de trombocite. Reprezentanții Centrului Județean de Transfuzie Sanguină fac un apel la populație pentru a dona sânge și, în acest sens, anunță că pe lângă programul obișnuit din zilele lucrătoare, între orele 8 și 12, donatorii sunt așteptați și sâmbătă 20 noiembrie, în același interval orar, la sediul din Deva, de la intersecția străzilor 22 decembrie și Dragoș Vodă, vis-a-vis de piața Aras sau Lido, așa cum este cunoscută zona. Facem apel la toți cei care pot să doneze să vină zilnic de luni până vineri, între ora 8 și 12, la sediile noastre din Deva, Hunedoara, Petroșani, iar în sâmbăta de 20 noiembrie, aici la centru din Deva, avem deschise porțile și așteptăm pe cei care poate sunt ocupați sau sunt în timpul serviciului și nu reușesc în timpul săptămânii. Pentru weekendurile rămase până la Crăciun se vor face donări și la celelalte centre din județ, de la Petroșani și Hunedoara, iar în cursul săptămânii vor fi organizate caravane mobile, o acțiune certă de acest fel urmând a se desfășura la Lupeni. De asemenea, se așteaptă o colaborare cu protopopiatele și cu unele instituții publice în timpul campaniei Donare de sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun, pentru a face față cererilor tot mai mari venite dinspre spital. În această perioadă. Weekendurile următoare, noi încercăm să mai deschidem centrele pe rând și Hunedoara și Petroșani. Încercăm să facem și campanii în teren, în funcție de situația epidemiologică, dar se pare că se conturează o campanie de recoltare în teren cu sprijinul primăriei din Lupeni. Sperăm și în altele, sperăm cu protopopiatele din județ, pentru că este postul Crăciunului, sperăm să reluăm și cu ANAF-ul bilanțul la sfârșit de an, să fie încheiat foarte frumos și cu donarea de sânge și sperăm ca pe sărbători sau cel puțin în această perioadă să facem față nevoilor tot mai crescute ale spitalelor. Poate fi donatoare de sânge orice persoană cu vârsta între 18 și 60 de ani, cu o greutate de minim 50 de kilograme și cu o tensiune arterială în limitele admise și care să nu fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni și să nu sufere de afecțiuni cronice.